Chiar dacă este o fire calmă, Simona Gherghe s-a supărat din cauza unui concurent de la emisiunea Mireasă și a ajuns să aibă o reacție nervoasă la televizor. Asta a dus la descalificarea unui concurent. A fost o situație limită în fața căreia chiar și prezentatoarea a cedat. Ionuț și mama sa Monica au reușit să o facă pe vedeta Antenei 1 să ridice tonul și să-l dea afară pe bărbat. Totul a pornit după ce în casă a izbucnit un conflict pe baza imaginilor filmate în show, iar mama și fiul au început să spună lucruri pe care nu le-au gândit prea mult înainte. A fost momentul în care prezentatoarea nu a mai putut să tolereze comportamentul și a acționat. Nu a fost însă prima dată când concurentul a încălcat regula concursului și a fost sancționat, însă pare că nu a înțeles mare lucru. Ionuț și mama sa Monica nu voiau să poarte lavalierele, iar bărbatul a intrat în casa fetelor, deși acest lucru era total interzis, motivând că are nevoie de un producător să discute cu el. Simona Gherghe a explicat că emisiunea Mireasă este doar despre iubire, nu există un scenariu, iar concurenții fac doar ce simt, fără să le impună cineva. În plus, rolul producătorului este să stea în regie, să urmărească că ce se întâmplă în casa Mireasă, nici de cum să-i sfătuiască pe cei de acolo. A încălcat regulamentul emisiunii în repetate rânduri, au fost cuvintele Simonei.